Bun găsit, prieteni! Sunt Florina Ințoaie și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Chestiuni de Lămurit. Astăzi vom discuta despre botoșani, despre botoșeneni, despre România, despre istoria noastră a poporului român sau istorie în general, așa cum este ea văzută de unii entuziaști sau de un entuziast, o persoană care este preocupată de obiectele care reflectă istoria. Așa cred eu. Dacă e corect sau nu, ne vom lămuri în cele ce urmează cu invitatul nostru de astăzi, cu colecționarul Mihai Cornace. Bun venit, domnule! Bine v-am găsit și mulțumesc de atenția de a fi invitat la această emisiune pe care am parcurs-o cu privirea și cu înțelegerea de mai multe ori și felicitări că, într-un fel, este o continuare a emisiunii Ora de Cultură a distinsului domn Traiana Petre și chiar al lui domnul Valguraliu, care era de un minut și uneori politică. Regăsirea mea în invitația dumneavoastră are un spațiu de comunicare imens dacă ne gândim la faptul că, eu știu, de aproape 50 de ani sunt membru al Societății Numismatice Române, dar nu membru cu legitimația în buzunar, cum făceau flăcăii din perioada Republicii Populare care veneau din armata de la marină, după 3 ani și tot ce aveau, puneau în buzunar, zice, mai am un document. Deci, și cu cotizația plătită. Și cotizația plătită, asta este ca și la Partidul Comunist și la Societatea Numismatică, nu este parola, zice, este legătura membrului cu organizația, dar este o participare efectivă la stările de bună funcționare sub diferite aspecte a societății, societății care din 1903 de la înființare și-a dus activitatea sub emblema Minervei, ne referim la componenta științifică a ei de protectoare a artelor, a științei ca atare. Deci și acea emblemă trebuie onorată nu numai cu prezența sau cu carnetul, că am ținut să fac această precizare, pentru că în spațiu public, nu numai decât botoșăneană, în extenso, eu știu, calitatea de membru este o chestiune de a te mândri, dar trebuie să aduci și o contribuție la susținere și mai ales dacă ai motive. Deci comunicarea nu trebuie făcută numai decât, eu știu, dacă sunt colecționar de monedă, să stau pe o grămadă de monede, dar dacă îmi luați, dar dacă îmi luați o monedă și îmi cereți să explic eventual, în afară de mesajul ei economic, comercial, dar contextul regăsirii de exprimare în perioada sociopolitică, economică, sau mai curând, iată că am avut la Iași acum al 14-lea Congres Național de Insignografie. Deci insigna este un mesager multiplu și O să ajungem și la insigne, da, și la colecții, da, și la societate. Deocamdată, după planul meu, da, plan, da, dacă nu e plan, nu e bine spune așa. Voiam să, ca la început, să ne spuneți cine sunteți dumneavoastră, de unde venit și cum ați ajuns în Botoșani. Să ne povestiți despre dumneavoastră. E un scurt, eu știu, o scurtă prezentare. Deci sunt născut la Coșula, în preajma vestitei mănăstirii lui Mateaș.
la... Trebuie să spunem că mănăstirea Coșula are acel galben de Coșula descoperit de Nicolae deci, Gheorghe. Vis-a-vis de albastră de Voroneț, deci se remarcă și este o componentă utilizată în ultima perioadă de către specialiști și cei care vin la mănăstirea Coșula, acum după asta se uită. Dar trecem peste asta, sunt născut la 23 octombrie 1949, clasele primare la Coșula, studiile liceale la Laurean, studiile tehnice la București, dar din 1974 sunt membru al societății numismatice române încă din perioada când primirea în societate se făcea cu dosar, cu două recomandări ca la primirea în partid. Exista prevederea de, să spunem și înțelepciunii cumva, că membru trebuia să fie instruit sau conștientizat că există un cadru legal în care trebuie să ne desfășurăm activitatea de colecționare și posibilă comunicare a unor idei de ale noastre în cadrul organizat. Era renumitul decret care astăzi, în 2000, a devenit legea 180 care atenționează colecționare de ceea ce trebuie să facă și cum trebuie să manevreze piesa și informația care la un moment dat cu prioritate aparține statului. Aici legiuitorul are o mică notă, să nu spun abuzivă, dar incomodă pentru colecționari, că iată în calitatea mea, dacă merg la un târg și găsesc undeva o piesă care poate fi suspectă și de patrimoniu cultural și cu prioritate legea prevede această chestiune, dar eu prin achiziționare ei pot să o salvez dintr-o grămadă de acolo care... Na. Dar nu am niciun document care să dovedesc că eu am luat o idee asta și că mă interesează să o pun în valoare prin comunicare, etc. Deci... Să nu vă uitați cuvântul. Da. Am să vă întreb ceva, pentru că nu mi-a fost foarte clar da. Din ce ați spus. Am înțeles că, spuneți că statul, sau așa am înțeles eu, ar fi proprietar pe bunurile colecționarului. E adevărat? Prioritar la pretenții. Adică, explicați. Adică, în comunism, eu, de exemplu, dacă aveam o piesă chiar din sistemul monetar național, dar dacă era, să spunem, un leu din 1870, care este primul leu românesc, și era într-o stare bună de colecție, trebuie să-l declar la Banca Națională. Am o astfel de autorizație de deținere încă din perioada comunistă. Astăzi, legea de care vă vorbesc este supravegheată de anumiți inspectori financiari legale de pe lângă ministerul în cauză și care cu un domeniu de cunoștință și de activitate poate să vină să spună asta, trebuie să o ridicăm, să o dăm la muzeu. Deci, neinteresându-l că eu n-am furat-o, că am luat-o deci, sopă. Abuziv, dacă... Cum? Are o notă abuzivă, sigur că dacă eu, buna mea intenție de a colecționarul ce face? Protejează bunurile, nu le vinde. Ei s-au gândit poate cândva și bine la cei care le iau să le vândă în străinătate, dar pentru astfel de chestiuni sunt eu știu... Sunt instituții care trebuie să supravegheze... Instituții, dar vreau să spun că sunt licitații organizate unde pot participa oarecare și unde astfel de tranzacții au voie să se desfășoare și chiar unele piese să plece din patrimoniul nostru drag nou neamului nostru. Da. Există așa un interes de mare pentru colecții din partea statului, pentru că aici în emisiune au fost niște persoane care și-au manifestat sau direct sau prin interpuși dorința de a
ce da comunității colecțiile valoroase. Doamna Paveliuc sau alții care au zis da. Că vor să cedeze colecția, numai că comunitatea n-are unde să o pună. Așa că cum are obligația statul atunci când îi se oferă o treabă de asta la îndemână să își îndeplinească obligația, iar pe de altă parte vine și spune, bă, dă-mi-o când trebuie. Mulțumesc de această intervenție care, ca să o lămuresc, ar trebui o leacă de extensie. Am să mă rezum și chiar să luăm exemplul doamnei Paveliuc. Ea specialista noastră și a neamului și recunoscută și cu bunele intenții, ea probabil ce-o avut de predat, o predat la secția de specialitate a muzeului, însă cu mențiunea că ea nu a țesut niciun ștergar. Nici dumneavoastră n-ați bătut monedă. Nu, dar eu am plătit-o și o ocrotesc. Da. Și pentru faptul ăsta că eu o ocrotesc, uneori, dacă o să vreți să constatați, poate chiar mai bine decât în colecțiile muzeale de specialitate, n-aș spune că instituția locală nu are grijă, dar nu are spațiu de expunere și de interpretare, uneori singulară, a unei piese pentru a transmite mesajul ei către generații, că spuneam că este, eu știu, o aglomerație de informații și că, eu știu, moneda, studiul monedei este la dispoziția oricui, dar nu toți reușesc. Pentru că nu au cunoștințe. Deci informația contează și stă la bază, iar cei care cu ușurință spun că sunt numismați, din neștiință sau din eu propriu, fac precizări. Eu sunt numismat, eu sunt campion, eu am cele mai multe. Nu, numismații sunt foarte puțini în România. Ei sunt specialiști pe lângă instituțiile specializate și care asta este activitatea lor permanentă și ca atare au un bagaj de cunoștințe solid, încât ne bucurăm noi colecționare atunci când la diferite întruniri, simpozioane, luăm legătura cu ei. Eu știu, chestiunea este benefică pentru noi, deci să conștientizăm că în calitate de colecționar pot să devin și numismat, dar uneori drumul este lung și atât de neîncăpător, așa cum vă răspundeam la întrebare, întrebați cel puțin 84 poli de viață ca să ajung să pot să cercetez, să comunic în același timp ce conserv piesa respectivă sau ansamblu, care în final ajunge tot într-o colecție a statului, să spunem, că nimeni nu ia nimica cu el. Da. Da, n-am reușit să ne lămurim cu cum e cu puterea statului asupra colecției personale, pentru că eu, când am pus această întrebare, mă gândeam la ce se întâmplă în Statele Unite, de exemplu. Da. Informațiile mele sunt de la televizor, din filmele documentare, deci eu nu sunt colecționar decât așa, cu privirea. Acolo fiecare persoană are ceva în colecție și se duce la amanet și o vinde. Acolo are sau nu are documente, ea este evaluată de niște specialiști sau de către proprietarii magazinului și după care este pusă în vânzare. Așadar, acea piesă pe care am văzut-o eu scrie că o armă de dinainte de 1900 este de colecție, de după 1900 e utilizabilă. Deci are nevoie de niște hârtii. Atâta vreme cât are hârtiile cele, ea poate să circule liber pe teritoriul Statelor Unite sau în afară, cu acele documente.
statul, ca să obțină o piesă, trebuie să participe la o licitație și să o cumpere, să o achiziționeze de pe piața liberă. De ce la noi nu se întâmplă la fel? Asta e a doua întrebare. Prima întrebare e, am înțeles bine ceea ce am povestit? Dacă da... Da, sau... dumneavoastră ați înțeles bine și interpretați logic, iată, în șirul discuției care l-ați propus. Eu știu, am să mă folosesc de acea poveste care mi-ați sugerat-o la un moment dat, că poate fi aplicată și interpretată. La un moment dat, unul din marii colecționari din Moldova, de la Bârlad, profesorul Costel Giurcanu, care a decedat, dar ca fiind un mare cunoscător al monedei. El, dorința și pasiunea lui pentru monedă și pentru a-și face un muzeu, a fost, să spunem, etapa finală. A rezolvat această problemă, dar în momentul în care și-a expus piesele și și-a exprimat cu largheț, iată, piesa asta am găsit-o pe aici, prin cutare șans, asta din preajma cutărui sit arheologic. Aici a fost greșeala lui. În momentul acela, statul, prin reprezentanții legali care țin de Ministerul de Interne, specializați, au venit și i-au ridicat întreaga colecție, care nu i-au mai dat-o nici astăzi, dar pentru care el, eu știu, poate avea o monedă, două din proveniență din sit, care, să spunem, cu prioritate era statului, cei care au interpretat i-au luat tot. Deci aici este chestiunea care spuneam de interpretare și de aplicare corectă a legii pentru cei care o aplică și care au și un dram de stări afective în interpretare, pentru că omul respectiv îmbla cu pălărie roasă de soare și cu pantofi și crumbăiți în picioare, dar la centenarul societății numismatice, ședința festivă de la Banca Națională cu autoritățile de prim rang în domeniu, el a vorbit de la tribună despre moneda imperială romană. Deci niciodată reprezentantul statului care aplică legea nu a luat în considerație acest aport al colecționarului simplu, care era dezvoltat la un nivel superior, și dacă i-a spus cineva că are cumva o piesă și el nu știe de unde o are, i-a luat totul. Și asta cred că nu este cel mai bine. Nu este, nici mie nu mi se pare corect, și fac apel la o altă poveste. Da. Am citit că acum un timp, nu de foarte multă vreme, a niște cetățeni englezi au descoperit un mare tezaur din perioada medievală, de aur, mult aur, n-aș putea să spun cât, dar foarte multe piese, de ordinul miilor de piese. Da, văd și eu mereu anunț pe media, da. Da, ideea pe care vreau să o relev este că oamenii aceia au anunțat autoritățile că au descoperit, dar autoritățile i-au recompensat cu o parte din valoarea prezumată, evaluată de evaluatori specializați a pieselor pe care și le-au dat bani oamenilor. E adevărat că le-au luat piesele la muzeu, dar le-au dat bani. Nu înțeleg de ce la noi instituția asta a naționalizării funcționează așa de bine, pentru că am văzut că chiar naționalizarea nu e numai la numismați. Am văzut că se naționalizează titluri, premii, da, acțiuni, tot felul de lucruri, și le ia și le însușește statul. Oare de acest tip de gândire, acum făcând o paranteză, cum am putea să scăpăm? Ce se întâmplă în acest exercițiu cu sensibilizare observat de dumneavoastră, funcționând mai ales în străinătate, funcționează și la noi, iar cei care zi și căutători
nu sunt pasionați de studiu posibililor piese sub aspect arheologic, numismatic, conjunctural. Ei prima dată își satisfac dorința de munte, de mers pe teren, o împletesc într-un mod fericit cu acele săpături și uneori sunt recompensați de către stat și la noi, dar mai puțin, uneori și mai puțin vizibil. Ce-i drept că acei căutători de valori mai au unele rețele subterane, cum spun eu, băi, vezi dacă găsești istrii undeva, o dai la stat, dar dacă găsești două, una dă-mi o mie. Individul poate să facă astfel de chestiune și un astfel de transfer ar fi infidel față de autoritatea legală a statului. Însă, precis, nu știm exact cum se întâmplă de fiecare dată, dar putem presupune diferite sau multiple ipoteze de exercițiu. Da. Să vorbim puțin despre societate, să revenim la societate, la societatea numismatică română, care ați spus că este înființată în anul 1903. La nivel național. La Botoșani, despre istoria numismaticii și a societății, activității societății la Botoșani, unde aveți o funcție importantă de secretar general. Care este situația aici și cu ce se ocupă secretarul general? Mă bucur că particularizați și localizați exact traseul discuției. Toată chestiunea noastră, într-un fel sau altul, și a dumneavoastră, iată, prin ceea ce faceți, prin natura emisiunilor, dezbaterile care le provocați, readuceți în atenția culturii botoșenene momente care pot fi uitate. Secția numismatică Botoșani este înființată în toamna anului 1982, ca cu prim părinte, economist Mihai Urigiuc, cu care lucram împreună la fabrică, la Electrocontact. El avea legitimația numărul 444, fiind înregistrat chiar la Societatea Numismatică la București, perioada în care președinte era încă academicianul Condurache, iar eu tot la București, legitimația numărul 744, devenind membru independent la societatea de la București. Venind la Botoșani, întâlnindu-mă cu domnul Urigiuc, sigur am pus bazele secției Botoșani prin participarea sau prin aportul lui mai deosebit, cunoscând el mai multă lume pentru această construcție. La început trebuie să fie un anumit număr de membri, după aceea în timp până în 1989 numărul membrilor a crescut până la 96, plătitori de cotizații vreo 50, din care restul copii, deci promovarea tineretului, din care ăștia, eu știu, vreo 50 maturi, vreo 30 active, adică ceva, cineva care putea să spună ceva, aveau colecții, știau sau erau dumeriți sau instruiți în această activitate. Imediat secția Botoșani, organizând cursuri de numismatică, venind specialiști de la București, de la Muzeul de Istorie Națională, o menționez aici pe doamna Maria Dogaru, pe fostul director de la Monetăria Statului Tudorică Stancu, pe președintele dr. Constantin Preda, președintele societății numismatice și secretarul general al societății Aurică Smaranda. Conturând teoretic chestiunea, imediat am putut ca în mai
84 să organizăm pentru plan național al patrulea simpozion de numismatică, în situația în care județele patriei erau împodobite cu aceste secții care funcționau, fiind atunci vreo 30 la nivel național. Astăzi, prin aportul deosebit și contextul deosebit de favorabil al democrației noastre iubite, dacă mai sunt 5 secții care pulsează pe plan național. Trecând peste asta... Asta de la Botoșani pulsează. Asta de la Botoșani pulsează și pentru că eu sunt cel care mă ocup, iată, avem înscriși în fiecare an, pentru anul 23 avem 20 de membri, ținând legătura directă cu secretarul general al societății Virgil Ioniță, cel care, de fapt, supervizează întreaga activitate sau ce-o mai rămas din activitatea exprimată. Organizatorii conjunctural, de specialitate sau în orice moment și în orice ocazie să o oferă la un moment dat. E mult ca în perioada celor, iată, 41 de ani de acum în toamna asta, că anul trecut am făcut 40 de ani la înființare, secția a bătut și o insignă prin implicarea domnului Ion Simeniceanu. Sunt multe de menționat în acest interval de 40 de ani, este o poveste prea lungă și nu încape în spațiul emisiunii dumneavoastră. Mare obiectul astăzi, dar data viitoare o să vorbim. Cu multă disponibilitate și cu aceeași plăcere să redau momente din viața culturală botoșăneană, așa cum dumneavoastră cu dăruire și cu maestru aplicați această emisiune pentru cultura botoșănenilor, în primul rând, dar și cei pe plan național. Iată acum, de curând, la 1-3 septembrie, am fost convocați la Iași, la un congres național de insignografie, al 14-lea congres, 5 ani de la derularea simpozionului național de medalistică Victor Antăluță, inițiat de avocat Iulia Claudia Antăluță, fiica unui mare colecționar medalist, 5 ani deci am spus, plus 50 de ani de la înființarea secției numismatice a județului Iași, care acum, din punct de vedere organizatoric, este în picaj. Dar asta nu a fost suficient încât să nu se poată organiza astfel de manifestări, unde de la Botoșani am participat împreună cu domnul Simeniceanu, cum spuneam, în mod onorabil reprezentând secția, ce se poate vedea în materialele care le-am adus aici, medalii oferite la tricentenarul, deci 350 de ani de la nașterea lui Cantemir și 300 de ani de la moarte. Nu uitați, trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză comercială. Pauză. Bună regăsit, prieteni! Suntem la emisiunea Chestiuni de Lămurit cu colecționarul Mihai Cornaci. În prima parte am încercat să lămurim câteva chestiuni, ce e cu Societatea Numismatică Română, ce e cu secția de numismatică de la Botoșani, cine este Mihai Cornaci. În partea a doua o să încercăm să vă arătăm alte lucruri interesante și importante. Și o să încercăm să facem apel la informațiile istorico-culturale ale invitatului nostru pentru a lămuri unele din lucrurile pe care le-am arătat în emisiuni trecute. Și o să pornesc abrupt, chiar foarte abrupt, cu o afirmație a unui invitat, Puiu Prisăcaru, care a spus, a făcut afirmația acum câtva timp că medalionul din Parcul Mihai Eminescu de
pe latura nordică a lacului, care este pus acolo prin anii 2000, este greșit pus, pentru că acolo era un medalion cu Mihai Eminescu și Veronica Micle, parcă. Era Mihai Eminescu și a fost schimbat Mihai Eminescu cu Regina Maria, cu Carmen Silva. El a spus, a arătat o fotografie și s-a oprit. Aș vrea să vă întreb, este adevărată afirmația făcută de Puiu Presăcaru sau nu? Dumneavoastră ce știți? Puiu Presăcaru, prin fotografia respectivă, a devenit primul martor cu un document care vine să evidențieze în primul rând pentru botoșăneni adevărul. Deci noi toți o iubim pe Regina Carmen Silva, atât prin statutul ei politic, cât și prin, în special, prin activitățile ei culturale de la palat, seri muzicale, eu știu, cu artiști vremii, Enescu, Alexandrii, până și Eminescu fiind invitat, da. Știți povestea cu refuzarea medalii benemerente. Deci o legătură între Eminescu și Regina există, ei și-au tradus opera unuia altuia, Eminescu a avut oarece rețineri vis-a-vis de anumite opere ale Reginei, când aceasta l-a întrebat, el cu smerenie a spus: Maestate, cred că aici puteți să mai interveniți, nu a spus că nu-i bun sau nu știu. Transfigurând la noi, la Botoșani, chestiunea când în anul 2000 s-a făcut rotonda personalităților, cu mare demnitate făcută atunci și cu justificată demnitate pentru și mare... Și pe un preț de nimic, știu sigur informația de la Marcel Mănăstreanu, da, în preajma căruia m-am aflat o perioadă de timp, da, la un preț mic din patriotism și din voința lui Marcel Mănăstreanu de a face acea rotondă. Cu atât meritul și al lui domnul Marcel Mănăstireanu, iar în momentul în care Puiu Presăcaru la anii cia cât era el, eu știu, abia 14-15 ani, s-a fotografiat la cotă, cum spun eu, era să sui sus, dar se vede sub un strat de mortar medalionul lui Eminescu, pus în anii de urmă de cei credincioși poetului, pentru poetul neamului. Și eu mi-aduc aminte că exista Eminescu, da, acolo, da, pentru că am fost elev la Eminescu și treceam prin partea. Treceam. Ceea ce este foarte important sau și în același timp și dureros, că lasă să pentru generațiile noastre care, iată, ne mai interesăm, lasă o notă de ceață, de umbră vis-a-vis de starea noastră de recunoștință în spiritul adevărului, că acel loc era la al lui Eminescu, justificat pus după ce o adus și statuia din fața școlii Marchean și o montat-o în parc, iar când s-o dat în funcțiune lacul, ca să fie o chestiune întregită, i-o dat și această dimensiune a medalionului. Lacul codrilor albastru, da, mufer galbenă, da. Faptul că acolo este acum medalionul Reginei Maria în metal este tot un lucru de demnitate, dar trebuie să-i fac un suport special dacă ține așa de mult la regină, îi firesc, dar nimeni nu ne îndreptățește să-l dăm pe Eminescu pe planul 2. Deci acolo autoritățile culturale trebuie să se regăsească într-o axă adevărului, că probabil a fost pus acum din greșeală sau dintr-o informație eronată. Eu cunosc ceva, dar nu mă pot pronunța decât reținut. Și ca atare am să trec peste acest detaliu. Important este că acela este locul lui Eminescu. Avem justificarea firească. El este
primul român alături de Ștefan cel Mare, el este aici în orașul lui, el este în parcul lui și el este, domină societatea românească și astăzi prin natura operei și mai ales prin exigența lui față de conațional în respectarea adevărului, de atunci și de acum. Gândindu-mă, ascultându-vă pe dumneavoastră, mă gândeam cine era șef la Direcția de Cultură, pe de o parte, prin anii 2000, și pe de altă parte încercam să îmi amintesc sau să vă întreb dacă aveți idee cam în ce an a fost pus acel medalion cu Mihai Eminescu acolo. După legenda domnului Prisăcaru. Nu, medalionul cu Eminescu, când a fost pus el, da, prima dată? Deci, îi de bănuit că a fost pus odată cu terminarea parcului, a lacului și aducerea statuii din fața Marchean, deci în perioada următoare. Nu știu exact anul. Aș putea să deduc. Să speculăm. Deci după 32. După 1932. Da, 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 și că el a rezistat, iată, până la acea trecere a Anei Paucher pe la Botoșani, care zice că ar fi incomodat-o la privire sau numai la auzire, și autoritățile locale de atunci supuse ocupantului din nord-estul țării, în special la conducerea municipiului și a Consiliului Județean dominau evreii, ei au vrut să fie ascultători și probabil a fost o idee, zice, să se acopere, nu să-l dărâme. Nu știu dacă există vreo legătură cu faptul că era evreu sau mai degrabă că erau comuniști cu carnet, trimiși de Moscova la Botoșani. Originea etnică nu știu în ce măsură afectează atitudinea față de medalion, dar eu întrebam altceva. Am înțeles, au venit rușii și au trimis satrapii la Botoșani, au făcut ordine, l-au eliminat pe Eminescu, au făcut aia. Dar în anul 2000, ce motiv aveau, pe de o parte, ce motiv aveau să-l... Care a fost motivul concret, corect, pentru care au eliminat medalionul lui Eminescu și l-a pus pe al reginei, pe de o parte, iar pe de altă parte, cel care era pus în fruntea culturii botoșenene, cel care a dat aprobare de schimbare, mă gândesc că, spunând 1932 până în 2000, sunt aproape 50 de ani. Deja era un monument istoric cu anumită valoare și cu anumită vechime. Nu cunosc foarte în amănunt legea, dar ar fi trebuit și ăla să spună ceva, pentru că a dat o aprobare autorităților pentru a se pune acel medalion. Sau e pus fără aprobare și atunci trebuie să revenim la starea inițială. Remarc eleganța cu care ați nuanțat etnia. Deci evreii erau și membri de partid. O parte. Deci nu avem nimica cu ei, că faptul că conjunctural ei atunci aveau un cuvânt de spus la Botoșani, mulți asociază că ar fi o atitudine tacită vis-a-vis de acest act. Eu nu cred. Dar pentru că nu cred, mă abțin să fac anumite ipoteze pe care aș putea să le dezvolt conjunctural după bibliografia care o cunoaștem. Astăzi, faptul că avem această stare de fapt, eu știu, pot fi asociat și inspectorul de la cultură sau alte personalități din sfera culturală care ar fi putut da o indicație precisă. Din ceea ce am înțeles eu, această înlocuire a medalionului, că acum nu spunem înlocuire, trebuie să fac un medalion special pentru Eminescu, așa cum a făcut a reginei Maria, metalic, cu lozinca de desubt, așa,
că să-l lasă pe cel care a fost tencuit cu ciment să nu se vadă o perioadă de ani, era o chestiune politică, acum e o chestiune de vizibilitate națională, de atașament la poetul național, care nu trebuie să stea în umbră sub niciun regim sau sub nicio greșeală a unuia sau altuia. Ea, probabil, această greșeală s-a produs din cauza că eu m-am interesat și chiar această informație ar fi dat-o în fugă chiar renumitul istoric local Ionel Bejenaru, dar depinde când a fost întrebat și cum, că el dădea informații de mari precizii în orice fază era, dar dacă era întrerupt când nu trebuia, el putea să spui orice. Acea selecție de interpretare a informației dată de Ionel Bejenaru s-ar părea că stă la baza actualii erori. Eu, pe mine nu m-a întrebat nimeni și ca atare, în afară de dumneavoastră care vă manifestați interesul pentru adevărul istoric, adevărul culturii botoșănene, iată spun ceea ce știu, dar nu cu titlul decisiv. Pot să-mi fac anumite păreri, dar nu contează părerea mea. Chestiunea trebuie îndreptată cu demnitate, că cei care au făcut în perioada respectivă ansamblu din parc și aripa de pe pietonalul Transilvaniei, care a fost înmormântată de către consilierii județeni după două citări în ședință, au rămas numai rotonda. Rotonda desclipește cu Mihai Eminescu în față, cu celelalte personalități, dar acolo este acel of pe care l-ați remarcat și dumneavoastră și care poate fi îndreptat. Eu cred că poate fi îndreptat foarte ușor, mai ales că înțeleg din ce spuneți dumneavoastră faptul că nu are exista o hotărâre de Consiliu Local care să decidă amplasarea unui element. Poate undeva. Este, dar nu o cunosc și cei care... Uite, haideți să facem apel către telespectatori și să vedem dacă putem să aflăm dacă acea... Facem un apel la consilierii locali din vremea aceea, din mandatul 2000, care au participat la acea ședință în care s-a aprobat rotonda, dacă tot atunci s-a aprobat și s-au aprobat bani pentru acel medalion. În cazul în care medalionul este pus ilegal prin voința expresă și exclusivă a primarului de la acea vreme, eu zic că se poate reveni la situația inițială, iar acest medalion al reginei să fie pus în altă parte sau să fie pus pe clădirea liceului Carmen Silva, care era la vremea aceea, tot în formă de respect, dar respect acolo unde e locul. Cu aceeași demnitate și cinstire, da. Sigur că da. Deci cu atât mai mult în cap amândoi, dar locul ăla e lui Eminescu. De acord. Pentru că timpul fuge foarte repede și știm așa, ați adus niște piese pe care le vom arăta, dar înainte de a arăta aceste piese vreau să vă întreb ce bănuți aveți în buzunar acum? Bănuți de colecție, piese de colecție. Deci, știu că aveți de obicei o piesă în buzunar. Deci întotdeauna există, astăzi am în buzunar un număr de 18 piese cu Ecaterina Teodoroiu vis-a-vis de polul în exprimare. Este ultimul pol, dar ultimul pol adevărat în sensul că este prima bancnotă cu adevărat care are redat pe ea bustul unei adevărate femei românce, care este și erou al națiunii, Ecaterina Teodoroiu. Eu unde merg, ofer această bancnotă
nu ca valoare nominală, ci ca insemn al demnității naționale regăsite în emisiunile Băncii Naționale. Și dumneavoastră, eu le păstrez așa, așa se păstrează bancnotele, da. Deci vă ofer, nu că aveți nevoie de un pol, dar este o amintire și dumneavoastră și maestrului că mulțumim, da, deci sub semnul atenției față de personalitate și ca atare, eu astea nu le pun în comerț, nu mai le ofer. Le păstrez cu mare, cu mare grijă. Maestră, aveți și dumneavoastră una. Mulțumesc și în numele colegului. Da. Eu acum nu știu, eu mi-aș dori să am un autogram de la dumneavoastră. Se poate Nu. Acesta? În momentul în care o să vreți o bancnotă cu Eminescu și cu un autograf autorizat, o să vă arăt într-o zi bancnota de 1000 de lei, emisiunea a doua, în care Mugure Sărescu, în calitatea lui de guvernator de atunci, semna pe... o semna, dar a avut posibilitatea la Botoșani să-și dea autograful din nou pe longevitatea unei bancnote. Numai el avea această calitate posibilă. Și am în colecție o asemenea piesă. Așa. Ce reprezintă obiectele acestea din fața noastră? Deci, cu mare bucurie chiar vă spun că am participat la simpozionul național de medalistică Victor Anteluță de la Iași. S-au sărbătorit tot atunci 50 de ani de activitate ai secției numismatice Iași, al 14-lea Congres Național de Insignografie cu o expoziție vastă. Am participat eu în calitate de comunicator în cadrul simpozionului, domnul Semenicianu cu o expoziție deosebit de consistentă și interesantă pe holul Centrului Cultural, Centrului Militar Iași. La această activitate organizatoarea de bază, avocata Iulia Anteluță, fiica colecționarului Victor Anteluță, pe care îl sărbătorim, cum spuneam, s-a folosit din momentele importante generate de anii care au trecut, și anume 350 de ani de la nașterea lui Cantemir și 300 de ani de la decesul lui, ilustru cărturar domnitor. Dacă ați spus cu arătați dumneavoastră, da, să o prezentați. Ce avem aici? Pe rând le luăm pe, da, rând. Ce avem aici? Deci îi bustul cărturarului, bustul de fapt remarcabil, cu perucă, cu... Alexandru Ioan Cuza. Aceea Alexandru. Alexandru Ioan Cuza, 150 de ani de la naștere, deci. Da. Așa. Și era firesc să se lege de el, dar pe revers piesa are universitatea redată, arhitectura universității din Iași, tot ctitorie a lui Cuza. Iar Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir, deci domnitorul cărturar, alături stema heraldică, deci în semnul heraldic al perioadei respective, ca și la Alexandru Ioan Cuza. Iar aici vorbim despre 50 de ani de activitate ai secției numismatice Iași. Iată, medalia are pe avers emblema zeiței Minerva, emblema societății numismatice române, cu care fiecare secție, componentă a societății, o poartă pe ștampilă și în celelalte insemne oficiale. Foarte scurt timp, mai avem ce reprezintă ultima medalie? Deci, ultima medalie este redată arhitectura Centrului Militar al Garnizoanei Iași, dotată și cu un muzeu
de istorie deosebit și unde își desfășoară activitatea acest simpozion de medalistică de la început, deci cu 5 ani în urmă, plus alte activități culturale găzduite cu competență de centru militar și în bună tovărășie cu doamna avocat Iulia Claudia Antăluț. Mulțumesc, mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi aici la emisiunea Chestiuni de Lămurit. Eu am rămas impresionat, sunt încântat și emoționat de faptul că am putut să vorbesc cu dumneavoastră. N-am putut vorbi despre toate lucrurile pe care mi le-am propus. Poate o să mai aveți bunăvoința să mai veniți pe o temă concretă, să vorbim despre insigne, despre medalii, despre colecții, despre valori locale, naționale și despre alte multe lucruri frumoase. Încă o dată mulțumesc, domnule colecționar. Bine că am reușit să facem această emisiune. Dumneavoastră vă urez în continuare, ca de obicei, fel de fel și care mai de care, și vă rog să rămâneți în continuare cu darurile muzicale de la Rapsodia TV.